Multe autorități locale și județene, între care prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, și inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui. Când am preluat mandatul, vreau să vă spun că prioritatea numărul 1 a fost să redăm în circuitul nostru, la Direcția de Asistență Socială, acest cămin de bătrâni, un spațiu nou, zic modern, cu toate utilitățile ce le trebuie. După mai multe amânări, după cum știți și dumneavoastră presa și majoritatea consilierilor locali, în sfârșit am reușit să inaugurăm acest locaș. Doresc ca cei care locuiesc în acest așezământ să simte bine și să aibă o viață cât mai lungă și măcar aici să se simte cât de cât fericit, dacă se spune. Așa se poate spune. Mulțumesc frumos! Responsabilitatea înființării, organizării, administrării serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice este în responsabilitatea autorităților administrației locale. Aici, la Rădăuți, avem un exemplu de parteneria public-privat de succes, pentru că fără sprijinul, fără finanțarea partenerului privat, acest centru n-ar fi existat în aceste condiții. Și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat, pentru că în final întreaga comunitate din Rădăuți se bucură de ceea ce se întâmplă aici. Și ceea ce se întâmplă aici este exemplu de bună practică pe care mi l-aș dori multiplicat în întreg județul, cel puțin. So I hope this people who are living here have a good condition and also a good life and a long life, yeah. Și sper ca oamenii care vor locui aici să trăiască în condiții bune și să aibă o viață lungă. Our company, we supported this building with 733,000 euro. Firma noastră a finanțat acest obiectiv cu peste 733,000 de euro. This is a big amount, but when we can see what happened, what got built with this amount, I think it was a very good support from us. Dacă ne gândim la valoarea absolută, este o sumă mare, dar dacă vedem ce s-a realizat cu această sumă, cred că a fost un lucru foarte bun pe care l-am făcut. Este vorba de cămin pentru persoane vârstnice, în care asigură cazarea pentru 40 de persoane în vârstă. În prezent avem 32 de persoane asistate, două dosare sunt în lucru, urmând să avem capacitate totală săptămâna viitoare, probabil când se definitivează documentația. Servicii care se acordă, cazare, masă, îngrijire, asistență medicală, asistență psihologică, consiliere, facilitarea legăturii cu familiile, pentru cei care au familii. Noua clădire, în care funcționează acum căminul de persoane vârstnice din Rădăuți, a fost edificată în urma unei investiții de peste 3 milioane de lei a companiei Holz Industrie Schweighofer. Primăria Rădăuți s-a ocupat de amenajarea spațiului verde cu bănci, a zonei de recreere, dar și de branșamentele necesare. Lucrările au început în anul 2009.